Dragi copii, astăzi este 1 iunie, este ziua copiilor, este ziua voastră. Dar eu aș dori ca fiecare zi să fie ziua voastră. Și știți cum este posibil acest lucru? Astfel, dacă veți iubi primii, vă explic. Încercați să ghiciți. Pentru ce s-ar bucura mama sau tata într-o zi și veți face acel lucru înainte de a ei avăcere? Sau este și mai frumos dacă vă înțelegeți cu frații voștri și împreună veți face acea bucurie? Este așa că dacă faceți împreună veți vedea bucuria voastră va fi și mai mare și veți spune, această zi este a noastră. Este ziua copiilor, pentru că astăzi am făcut bucurie părinților. După aceea puteți continua. Faceți bucurie și celorlalți copii. Sau oricui vă întâlniți, căutați să faceți o bucurie, dar știți cum trebuie făcut. Astfel, că nu așteptați nimic în schimb. Atunci este bucuria adevărată. Voi ați observat că dacă aveți ceva și din acele lucruri dăruiți altora, voa vă rămâne mai puțin din acele lucruri. Veți vedea că aici este invers. Bucuria și iubirea sunt daruri pe care, dacă le dăruim altora, nouă ne rămâne mai mult. Cât mai mult dăruim, atât mai mult avem. Faceți această experiență, încercați să faceți astfel și să-mi scrieți mie dacă așa a fost. Eu anul acesta, cu ocazia zilei copilor, vă urez ca să aveți multă bucurie, ca să dăruiți multă bucurie tuturor oamenilor.